Deci e destul de multă agitație pe scena politică și cred că era normal să ne întâlnim, dar urgență așa, aveam de gând să fac sâmbătă o conferință pentru întrebări, dacă ar fi legat de toate evenimentele care au avut loc în ultimul timp. Eu am participat la Comisia de Buget, la plenul pentru buget, putem discuta și de buget, dacă vă interesează, putem discuta și de Comisia de Anchetă, la cei care este în desfășurare, cât se poate spune, fiindcă acolo prevalează discuții care se secretul bancar. Și despre evenimentele care s-au avut loc la Camera Deputaților, în ultimul timp, dar aseară, în timp ce aveam o ședință aici de birou, pentru organizarea evenimentelor de sfârșit pe care este și revelionul care facem la a treia ediție și care eu au luat acum înscrierile, închiderea de an, colindători, mă rog, am fost sunat de către domnul ministru că asta e vestea bună, eu zic, și foarte bună și urmare că e pe ea. Procesul s-au întâmplat în ultimul timp în media și vizita senatorilor și toate promisiunile făcute de politicieni, deci am fost sunat de domnul Șova, nu știu la ce ori era, 21, am pe telefon, putem uita, tocmai să lucra la indicatorii tehnico-economici care au fost absolvați, asta cred că este o veste deosebit de bună pentru medicieni la centura operitoare. Deci am avut foarte multe discuții în timpul dezbaterilor la buget cu ministrul Sova și au apărut, ați văzut tot felul de modificări, de trasee la autostrăzi, la, cum spuneam și atunci, pe procentul 80-90% din fondurile alocate la infrastructură sunt pe Transilvania, pe Ardeal și era neapărat că a fost o luptă mare să intre și centura noastră acolo cu toate promisiunile și au fost toți care au fost aici au promis începând cu Teodorovici și cu toți ceilalți senatori care au fost au acționat ca cea seară, este un pas foarte important, s-au aprobat indicatorii tehnici, domnul că sunt la ministru personal, am spus că în ședință m-a rugat să anunț și colegii și eu cred că era normal să vă anunț, să anunț populația mediașului prin dumneavoastră, bineînțeles, fiindcă este un pas care grăbește mult lucrarea. Știți că a fost nevoie de o reevaluare a studiului de fezabilitate și s-a încheiat, s-au aprobat indicatorii, nu ne rămâne nimic decât că va declanșa din luna ianuarie licitația de execuție, proiectare și execuție și am luat o spoziție pentru că ne putea lungi mult timp, chiar dacă au fost comisiuni de finanțare, că aici mi-a fost cu această reevaluare a studiului. Mă rog, ținând cont de primul preț care a fost la primul studiu de fezabilitate și al doilea. Toate lucrurile bătute în cure, o să aflăm în curând ca și care sunt indicatorii, probabil și traseul este gata, totul stabilit acum. Și nu ne rămâne decât să stăm de vorbă și chiar am de gând acum și cu primăria și cu absolut toți factorii care pot să ajute la clădirea. Fiindcă să fie nevoie de autorizări, de terenuri, poate la rând. Circuitul agricol, nu știu dacă sunt terenuri pe circuit agricol sau pe unde e traseul, să vedem, dar o să stăm de vorbă și nu cred că nimeni nu se va opune. Fiindcă primăria, fiind bine, a răspuns favorabil în momentul când și-a retras DN14 de la, că nu putea să, am mai spus, să facem două drumuri pe DN14 interior și centură opolitoare. Proprietarul fiind cine adereu a centurii opolitoare. Deci, de aseară putem spune că lucrurile au demarat pentru centura opolitoare. Și asta este vestea mare și cred că este foarte bună pentru medicieni. Restul era în incertitudine până în momentul când a sunat iar. S-a eliberat și el un pic, așa că era a văzut o presiune asupra lui și mă bucură foarte mult. Legat de celelalte probleme, dacă aveți întrebări, dacă aveți nelămuriri cu modificările la codul penal, am văzut că sunt foarte multe discuții. Aici sunt foarte supărat într-un fel pe domnul Băsescu, care vorbește de dizolvarea Parlamentului, vorbește de parlamentari în general, dar vreau să studiați
și să nu este nimic secret cum au fost votate aceste legi în Senat, prin camera care nu este președinte Băsescu, tocmai voia să desfințe el, să rămână cu Camera Deputaților. Care vedeți realizări mărețe a avut în ultimul timp. N-am nimic cu el. Sunt probleme de discutat acolo cu incompatibilitățile cu încadrarea aleșilor locali la funcționari publici sau nu, dar cert este că în Senat s-a votat și codul penal fără modificări, fără aceste amendamente, legea amnistiei a picat, legea minelor a picat, cu toate că era într-o formă mult mai cu fel și fel de amendamente care schimba foarte mult legea minelor și cred că era o lege bună, dar a picat și așa, deci noi n-avem din tot scandalul ăsta la Senat niciun fel de problemă pe această lucru. Deci exact ce spunea și premierul, că se va reanaliza și sunt convins că va fi trimisă înapoi de către președinte și atunci lucrurile se vor corecta cum este normal. Dar ceea ce nu este normal, după părerea mea, este intervenția ambasadorilor. Eu cred că nu trebuie să fim cotrobiți de către ambasadori Parlamentul Londres. Pentru că este totul legislativul României și românii trebuie să decide cum este bine și cum este rău pentru țara lor. Au de toate, poate, numele îngrijorări care le au legat de supraimunitate, nu știu dacă se dea de exact amendamentele, eu nu le știu, vă spun exact în amănunt, timp de la noi nu au fost la Senat, Camera Decizională pe Deputate și aici s-au făcut modificările, dar asta cred că trebuie să o rezolvăm noi, în interiorul Parlamentului României și nu cu presiuni din afară. Legat de buget, bine, bugetul a trecut, așteptăm să se întoarcă de la promulgare, se întoarce promulgat sau se întoarce din nou la reexaminare în Parlament, încă nu știm, dacă se va întoarce în Parlament, o să fim, să avem probabil revelionul. Sau revelionul sau vă votează la Parlament, asta este. Legat de Comisia CEP, pe care a cunoscut domnul președinte, că nu chiar în regulă cu CEP-ul, cu creditul respectiv, dar nu au reușit foarte multe aspecte legate de secretul bancar, cum eu spuneam înainte, dar cert este că s-a acordat în ultimii 2 ani de către CEP un singur credit peste 700.000 de euro la persoană fizică. Acum este, nu trebuie să mai spun că știu că lumea și pe toată țara, condițiile nu sunt, într-adevăr, nici cu dobândă preferențială, nici cu perioada de grație foarte mare, dar faptul că s-a acordat asta de urmare, există niște suspiciu. Mă rog, noi acolo avem mai multe chestiuni care credem că miercuri să punem raportul și o să vă prezentăm după ce va fi public mai multe date, cu creditele acordate primării, și mă rog, cu activitatea CEP Bank în general. CEP-ul trebuie să devină o bancă foarte puternică din momentul privatizării BCR-ului. Statul român a rămas fără nicio bancă. Bancă, doresc să mai existe și bancul capital de stat, dar are alte atribuții și CEP-ul trebuie să, într-adevăr, să devină. Nu a ajuns acolo unde s-a preconizat, nu trebuie și cum arată și sediul nostru și probleme de personal, de pregătire, pentru că ea era o casă de consemnături și economii și se transformă într-o bancă adevărată, care acordă și credite la persoane fizice, la persoane juridice, este greu. Este în proces de transformare. Și aici se pune problema să vedem dacă s-a încadrat sau nu s-a încadrat în toate sarcinile care le-a pus din partea statului, pentru că statul, prin Ministerul de Finanțe, este unicul acționar, o patron, cum vreau să-i spuneți, a CEP Bank.